Bună seara! Bine, la început urma să vă arăt două clădiri, o fotografie cu două clădiri, da? Și am și o întrebare. Care credeți că este asemănarea dintre aceste două clădiri? Bine, aici am să vă răspund eu, pentru că nu este foarte interesant. Amândouă clădirile sunt considerate niște monumente de arhitectură, care sunt niște simboluri pentru orașele și pentru țările care le găzduiesc. În schimb, care ar fi diferența dintre cele două clădiri, poate este mai interesant. Prima dintre ele este Sagrada Familia din Barcelona, concepută de arhitectul catalan Antoni Gaudí. Acesta s-a născut în Catalunia, și-a făcut studiile, a trăit și a murit în Barcelona, iar în această clădire el a încercat să sintetizeze toată complexitatea orașului, toate culorile, toate formele, și să facă un monument pentru acel oraș. În schimb, mai interesant, în partea dreaptă, este opera din Sydney, proiectată de arhitectul danez John Utzon, care nu a văzut situl, nu a fost în Sydney înainte să facă acest proiect, dar el a studiat planurile portului și a folosit cunoștințele din domeniul maritim și a făcut acest proiect cu care a câștigat concursul de proiecte. Bine, nici nu se aștepta el să câștige, când s-a dat rezultatele era la pescuit, aflat două zile mai târziu când s-a întors. Eu sunt Răzvan Potîng și am să vă povestesc în seara asta cum să nu-ți găsești un job în arhitectură. Ați văzut, poate și în prima prezentare, problema șomajului în rândul tinerilor în Europa este generală și generalizată, dar eu am să vă vorbesc astăzi despre tinerii arhitecți și despre România. În ultimii 5-6 ani, la noi în țară, în domeniul construcțiilor, auzim doar cuvântul criză, iar locurile de muncă s-au împuținat, firmele de arhitectură și-au redus afacerile, iar tinerii arhitecți au fost foarte afectați din cauza lipsei de joburi. În continuare, facultățile de arhitectură nu s-au neapărat adaptat la situație, continuând să producă noi generații de tineri care la terminarea facultății le e greu să-și găsească un job. Astfel, din cauza unei piețe disproporționate, pot să apară și abuzuri, tinerii fiind nevoiți chiar să plătească uneori să-și efectueze stagiatura, pentru că, vă spun, după terminarea facultății, un arhitect trebuie să facă 2 ani de stagiu în cadrul unei firme de arhitectură sub îndrumarea unui arhitect cu experiență, iar la finalul celor 2 ani, după un mic exercițiu birocratic cu o comisie, primește dreptul să lucreze în nume propriu. Bine, pe lângă această disproporție, nu poate fi generalizat, existând și firme de arhitectură care practică stagiaturi corecte, care devin o perioadă în care tânărul arhitect poate câștiga experiență, dar nu se întâmplă tot timpul. Ce altă opțiune avem dacă nu ne găsim un job și nu vrem să ne integrăm în acest sistem? O variantă ar fi să ne deschidem o proprie afacere. La Art Daily au făcut un studiu în care țări din lume este mai mare nevoie de arhitecți decât Europa. Și am avea Australia, India, Libia, Irak, China și Nigeria. Dacă cumva sunt prea exotice, să știți că și în zona de nord a Europei se construiește și un arhitect ar putea să-și găsească de lucru. Dar dacă nu vrem niciuna dintre aceste variante, să ne găsim un job, să ne deschidem afacere pe cont propriu sau să emigrăm, ce alte variante mai sunt? Bine, colegii mei dimineață, poate ați văzut, au prezentat Silviu Medeșan și Culala au prezentat o variantă foarte interesantă, dar eu am să vă spun astăzi o poveste un pic diferită de toate acestea. Pe scurt, eu am făcut primii 4 ani de facultate aici în Cluj-Napoca, după care următorii 2 ani de master i-am terminat în Franța, în Clermont-Ferrand. Când în 2013, când am terminat facultatea, mă simțeam plin de entuziasm, aveam chef să cunosc țări noi, să lucrez, să învăț, dar m-am lovit de problema că nici în Franța piața arhitecturii, piața de muncă nu este foarte roz și nu se găsesc joburi. Așa că eu am trimis CV-uri și scrisori de intenție la firme din Europa, din Statele Unite, din Australia și așa am dat de partenerii mei de acum firma MDA Architects din Sydney.
Eu am vrut să-i conving să mă duc acolo în Sydney, dar ei mi-au propus să lucrez de acasă. Da? La început mi s-a părut ciudat, dar mi-a convenit pentru că puteam să lucrez în pijama, de pe canapea, să stau ciufulit, nu era nicio problemă. Primul mod în care lucram era destul de interesant și de eficient, pentru că împreună cu un angajat din Australia puteam, din cauza diferenței de fus orar, să lucrăm în două ture pe zi pentru același proiect. Însemna 16 ore pe zi, proiectele avansau foarte repede, aveam clienți mulțumiți, era o poveste de succes ce făceam. Totul s-a schimbat când cei partenerii din Australia mi-au propus să mă întorc în România și să încerc să deschid aici un mic birou de arhitectură, să formez o echipă și cu costuri relativ reduse să putem să facem proiecte pentru Australia. În acel moment, pentru că eram lipsit de experiență, mi s-a părut un pic hazardat, un pic m-a speriat, dar am acceptat, m-am întors în Cluj, încă stăteam pe canapele în Franța, m-am întors în Cluj și mi-am căutat două chirii, o casă și un spațiu de birouri și am început să formez echipa, care a fost cel mai complicat pentru că trebuia să găsesc oameni cărora să le explic modul în care lucrăm, să le transmit informația care eu deja o acumulasem, despre legile de construcții din Australia, despre materiale de construcții, modul de lucru al firmei, software-ul de proiectare, erau foarte multe lucruri noi care trebuie să le transmit mai departe. Și pe lângă toate astea, aveam și multe detalii de rezolvat, spațiu de birouri, mobilă, calculatoare, registru comerțului, finanțe, utilități și câte și mai câte. Dar împreună cu echipa am reușit să rezolvăm marea parte a problemelor și să funcționăm cât de cât corect. Acum suntem trei în echipă, lucrăm în principiu pe proiecte rezidențiale, adică case și blocuri. Aici am să vă arăt câteva exemple din ce am făcut, dar pe lângă rezidențial mai atingem și proiecte comerciale, un hotel, o pensiune la țară, mai încoace este și un mic centru comercial. Astea ar fi, avem și planuri de viitor, vrem să creștem echipa pentru că volumul de muncă crește și asta nu poate decât să ne bucure. Și eu aș vrea și poate anul acesta să fac o vizită la Sydney ca să-mi cunosc și offline partenerii de acolo. Dar, bine, povestea poate nu sună rău cum v-am spus-o, dar acum haideți să discutăm și despre punctele negative, care le-am formulat ca trei întrebări. Una din prima ar fi, care ne vine în minte, este că nu contează pentru obținerea dreptului de semnătură ca perioadă de stagiu. E grav și da și nu, pentru că da, nu urmărim parcursul normal, dar, de exemplu, dacă ai drept de semnătură și vrei să lucrezi în nume propriu, ai nevoie de un portofoliu de clienți, ceea ce e destul de greu pentru un tânăr să aibă foarte repede clienții lui. Și atunci, bine, funcționează și invers. Dacă n-ai drept de semnătură, e greu să obții clienți. În plus, dreptul de semnătură nu este valabil decât cam în țara în care a fost obținut, așa că dacă vrei să lucrezi în străinătate mai târziu, nu ajută. Un alt punct negativ, dacă este ceva temporar, pentru că ne vine în gând că o astfel de relație la distanță poate să înceteze oricând, pentru că nu este definită într-un contract sau asigurată. Așa am crezut și eu. Mi-era frică că o să se termine, dar am văzut că dacă o afacere e rentabilă pentru ambele părți, ea o să funcționeze în continuare dincolo de orice contract și se asigură prin ea însăși. Și o ultimă întrebare, care e poate cea mai importantă pentru un arhitect, dacă se pierde din calitatea arhitecturală în acest proces de lucru la distanță. Cred că un pic se pierde, dar ați văzut primele două slide-uri cu Gaudi și cu Jorn. Și acum, la final, am să vă mai spun o ultimă poveste, care să exemplifice pierderea, să pună în discuție pierderea calității arhitecturale. E un experiment care l-am făcut în ultimul an de facultate în Franța. Proiectele noastre de diplomă din domeniul de studiu urmau să se facă pe un orășel din sudul Franței numit Beaucaire. În exercițiu era în trei etape. Prima etapă consta în realizarea unei strategii generale pe întreg
pe întreg orașul, după care focusarea pe o zonă și în final alegerea unui obiect de arhitectură care urma să devină diploma propriu-zisă. Eu am să vă vorbesc de prima etapă în care am formulat o strategie generală pentru întreg orașul, care a durat 2 luni, 2 luni în care noi nu am vizitat orașul. Și întrebarea era dacă putem să percepem acest oraș, să găsim soluții pentru el fără să-l vizităm, doar din datele care le aveam primite de la administrația locală, date destul de bune, erau statistici, aveam diagrame, planuri, hărți și datele de pe care le puteam găsi pe internet. Adică Google Earth, Google Street View, forumuri de discuții, etc. Și aici pot să vă spun că Google Earth și Google Street View sunt niște instrumente foarte puternice pentru cunoașterea unui oraș nou, pentru că noi am reușit să identificăm zonele frumoase, zonele periculoase, cartierele de pensionari, cartierele unde nu vrei să ajungi. Am văzut chiar și terasa pe care vroiam să bem bere în prima seară a vizitei, pentru că arăta foarte bine pe Street View. Și concluzia noastră 2 luni mai târziu, când am ajuns în oraș, a fost că imaginea formată nu a fost departe de realitate și că în ziua de azi instrumentele pe care le avem sunt destul de puternice ca să ne permită să proiectăm la distanță. În seara asta v-am spus niște povești și vreau să închei cu o încurajare care am pus-o într-o întrebare. Aici e strategia noastră pentru întreg orașul. Vă spuneam de o încurajare. Vreau să vă întreb dacă acest domeniu de business oare se poate implementa și în domeniul dumneavoastră, dacă cumva ați întâmpinat aceleași probleme care le-am întâmpinat și noi, fie că faceți medicină sau inginerie sau contabilitate. Vă mulțumesc și succes!